Hai. Three personality test. You regularly make new friends. Este pe românește. Că poate nu știe lumea nu știe lumea în gen engleză. Română este. Fă testul. Așa, îți faci fergurii cu prieteni noi. Nu ies din casă. Petreci mult timp liber explorând diverse subiecte aleatorii care îți stârnesc interesul? Nu prea am timp liber, dar zice că da. Când îi vezi pe alții plângând, parcă simți că și ție îți vine să plângi. Hell nah! The fuck? De ce aș plânge eu pentru alții, ești nebun? Concepe desea un plan de rezervă pentru un plan de rezervă. Aha. De obicei îți menții calmul chiar și sub multă presiune. Super de acord, da, mereu sunt foarte calm. La evenimente sociale rareori încerci să te prezinți persoanelor necunoscute și vorbești în mare parte cu cele pe care le cunoști deja. Să zicem. Depinde de eveniment. Rezervă? Mai greu. Te-am zis, mergi. Când vorbești repede, se mai îmbârligă limba. Prefer să termin de tot un proiect înainte să începi altul. Ești foarte sentimental. Mă, ești și sentimental și nu. Depinde, frate, ești nebun de subiect. Ce să pun? Ești și sentimental și nu. Depinde de subiect, coaie, literalmente. Mi se rupe pula de majoritatea chestiilor, dar de alea care chiar le pun la suflet, îs all in. Mijloc. Îți place să folosești instrumente de organizare, cum ar fi hell nah. Iar și o mică greșeală te poate face să-ți pui sub semnul întrebării abilitățile și cunoștințele generale. Hell nah, eu am cel mai mare god complex pe care l-ați văzut vreodată în viața voastră. Neiron, nu există om mai perfect decât mine, coaie. Am god complexul îi iese din tavan. Air Max 90 full negru? Griffith nu a făcut nimic rău. Simțe largul tău când abordezi o persoană interesată, interesantă și inițiezi o conversație. Da, normal. Depinde de persoană, știi ce zic? Că dacă e dubioasă, fac nu. Adică nici atunci, și atunci mă simt în largul meu. Mie nu mi-e frică de oameni. Nu te prea interesează să discuți diverse interpretări și analize ale operelor creative? Oh. Și da și nu, I guess. I don't know, nu-s neapărat. Și da și nu, depinde, bă, de chestie. Tind să-ți urmezi mai degrabă rațiunea decât sentimentele? Yes. De obicei prefer să faci ceea ce îți place în momentul prezent în loc să planifici o rutină zilnică anume? Yes. Rare ori te îngrijorezi să nu lași o impresie bună oamenilor pe care îi întâlnești? Mi se rupe, frate, ești nebun. Stai. Rare ori te îngrijorezi... Băi, nu mai știu să vorbesc, ești prost? Te îngrijorezi că nu lași o impresie bună. Nu, mi se rupe, frate, ești nebun, deși cred alții despre mine. Îți place să participi la activități de grup. Femii. Îți plac cărțile și filmele care îți permit să-ți creezi propria interpretare a finalului? Da. Fericirea ta vine mai degrabă din ajutorul dat altora decât din, din propriile tale realizări. Hell na! Ah, place și când ajut alți oameni, n-am să te mint. Trebuia să pui spre da. Ce trebuia de acord? Îți plac cărțile și filmele care îți permit să-ți creezi propria interpretare a finalului? Da. Sau aici zice, îți place să participi? Unde? Unde trebuia să pun? Zice rare ori, e invers. Rare ori te îngrijorezi? A, da, rare ori. Clar. Aici, da, mă, gata, zi-o prost, my bad. După 4 ore de vorbit cu chat-ul, mai greu se mișcă creierul.
te interesează atât de mult de... Băi, ești retardat, nu mai știu să vorbesc. Chiar să citesc eu prea repede aici, bun? Stai așa un pic că... rezolvăm problema. Ai vorbit de toți banii. După 4 ore, 1:30 dimineața. 1:30 dimineața am băut 2 beri. Și pe lângă chestia asta am stat toată ziua și am lucrat și am vorbit 4 ore non-stop cu chat-ul. Un pic chill. Te interesează atât de multe lucruri încât îți este greu să alegi ce să încerci în continuare. Adică mă interesează multe lucruri, da, dar nu mi-e greu să aleg ce să încerc în continuare. Deci o să pun mijloc, I guess. Dar nu mi-e greu. Nu-s de acord, așa. Tind să te îngrijorezi că situația se va înrăutăți. Na? Adică este când mă îngrijorez că situația se va înrăutăți, dar mereu găsesc răspunsuri în legătură cu chestia asta. Eviți rolurile de conducere în grupuri. N-am treabă, nici nu vreau, dar nici nu mă deranjează să conduc. Și de obicei conduc chiar dacă nu vreau să fac chestia asta. Nu ești categoric o persoană cu inclinații artistice. Așa zicem. Crezi că lumea ar fi mai bună dacă oamenii s-ar baza mai mult pe rațiune și mai puțin pe sentimentele lor? Nu, trebuie să fie o balanță între ambele. Prefer să-ți faci treburile înainte de a te relaxa. Corect. Îți place să vezi cum se ceartă alții? Nu-mi place. Nu-mi place să văd cum se ceartă alții. Spuneți chat, aici este real sau fake? Îmi place sau nu-mi place când se ceartă alții? Da, frate, ești nebun? Bine. În realitate nu-mi prea place, neironic. Pe internet, internetul, who gives a fuck, da. În realitate nu-mi place să văd când se ceartă alții. Că mă enervează că-s proști și că nu pot să re... Nu, bă, pe mine mă enervează când doi oameni se ceartă în realitate. Știi de ce? Pentru că-s proști. Că se ceartă din căcaturi coaie care au rezolvări atât de ușoare și atât de simple. Trebuie numai o secundă să stai să te gândești. Și mă enervează coaie când se ceartă în realitate că-s proști. Pe internet mi se rupe, frate, ești nebun, e content, e Caterinca. Dar în realitate, bă, sunteți bolnavi. Tind să eviți să atragi atenția asupra ta. Bă, e da și nu, adică nu mă interesează neapărat atenția oamenilor, sincer îți zic, pentru că primesc destul atenție de la internet, de la live-uri, așa, și n-am nevoie de extra atenție. Dacă are vreun sens. Starea ta de spirit se poate schimba foarte repede. Bă, depinde, sincer. Depinde. Depinde. E vorba de realitate, nu de internet. Păi da, mă, dar internetul în ziua de astăzi nu face parte din realitatea noastră? Gândește-te un pic așa. Iau așa. Internetul e jobul meu, da? Un job îți influențează personalitatea. Deci da. Dar la starea de spirit se poate schimba foarte repede. Bă, în general mi se rupe, frate, ce fac alți oameni în jurul meu. Dar citesc camerele foarte bine. Gen, dacă mă duc undeva și ceva e dubios, mi se schimbă starea de spirit. Da, normal, pentru că când ești într-un loc dubios, implicit se schimbă starea de spirit. La asta cu cearta? Aș băga așa. Mai degrabă, dacă îi s-o luăm, dacă îi s-o luăm din perspectiva asta. Îți pierzi răbdarea față de cei care nu sunt la fel de eficienți ca tine. Da, îmi pierd răbdarea, da. Ajungi adesea să iei măsuri în ultimul moment posibil. Da, mereu. Întotdeauna te faci neată întrebarea ce se întâmplă după moarte, dacă chiar se întâmplă ceva, mereu. De obicei prefer compania altora în locul singurătății. Nu. Așa, mie îmi place foarte mult să stau singur cu aia.
maxim îmi place să stau singur. Da, bineînțeles că sunt o persoană sociabilă, deci vreau să și socializez. Dar în general îmi place să stau singur. Te plictisești sau îți pierzi interesul când discuția atinge un nivel foarte teoretic? Nu. Chiar deloc. Depinde de situație, again. Dar nu, nu-mi pierd interesul. Consider că este ușor să empatizezi cu o persoană ale cărei experiențe sunt foarte diferite de ale tale? Chiar da, e ușor, frate, ești nebun? Bine, nu poți să simpatizez, îți dai seama, la fel ca și cum aș fi avut și eu aceeași experiență, dar poți să simpatizezi. Nu e așa de greu. De obicei, am în luarea unor decizii finale cât mai mult posibil. Bă, da. Și da și nu. Aș băga mai degrabă. În ultimul timp nu mai fac chestia asta, dar făcea mai de mult chestia asta. Aș băga așa. Rara îndoiel față de alegerile pe care le-ai făcut. Eu am îndoieli până să fac alegerea respectivă. După ce am făcut alegerea, nu mai am. Atunci ce pun? Pentru că mă gândesc la toate outcome-urile posibile înainte. Dar după ce fac decizia, nu mai am îndoieli deloc. Pe care le-ai făcut, deci deja-s făcute, aia înseamnă că nu mai am. Deci aia înseamnă că da, aici, rar ai îndoieli, da, rar. Păi zice că rar, bă, frate, deci ești de acord. Rar. După o săptămână lungă și epuizantă, un eveniment social animat este exact ceea ce trebuie. Când, cum? De obicei, da. În ultimul timp, da. Îți place să mergi la muzee de artă? Nu. Adică nu mă deranjează să mă duc, dar nici nu mă duc. Îți vine adesea greu să înțelegi sentimentele altor persoane? Absolut deloc. Mi-e foarte ușor să fac chestia asta. Îți place să ai o listă de sarcini? Bine, o iau și cam așa. Îți place să ai o listă de sarcini pentru fiecare zi? Nu. Rare ori te simți nesigur. Bă, aș spune mijloc. De fapt, aș spune cam așa. Eu sunt cam sigur pe ce vreau să fac. Numai pe chestiile mici sunt nesigur, gen ce parfum vreau să-mi cumpăr. Deci, presupun că aici e vorba despre chestii mai huge, așa că nu-s desigur deloc. Destul de sigur. Eviți să faci apeluri telefonice. Dacă durează prea mult, frate, să faci apeluri telefonice, ești nebun. De multe ori petreci mult timp încercând să înțelegi puncte de vedere foarte diferite ale tale. Bă, da, sure. În cercul tău de cunoscut, tu ești adesea o persoană care ești... contactează prietenii și inițiază activități. În cum depinde. Dacă planurile tale sunt întrerupte, prioritatea ta principală este să te întorci la ele cât mai curând posibil. Real. Încă te deranjează greșelile pe care le-ai făcut în urmă cu mult timp. Hell na, ce-a fost, a fost, aia am învățat din ele. Rar te gândești la motivele existenței umane sau la sensul vieții. Mă gândesc destul de des chiar. Emoțiile tale te controlează mai mult decât le controlezi tu pe ele. Hell no. Nu-s de acord deloc, ești nebun? De fapt, este când... să zicem. Depui eforturi considerabile să nu-i pui pe alții într-o lumină proastă chiar și când este în totalitate vina lor. Bă, da, nu-mi place să pun oamenii în lumină proastă. Dar nu depun eforturi considerabile, așa că o să pun la mijloc. Pentru că oamenii, frate, ești nebun, oamenii... Dark mode? No, dar nu este dark mode aici și n-am extensie de aia. Sau am? N-am. Stilul tău personal de lucru pare mai degrabă alcătuit din izbucniri spontane de energie decât din eforturi constante și bine organizate. Când, cum? Când cineva are o părere bună despre tine, te întrebi cât timp va dura până va fi dezamăgit de tine. Hell nah, mi se rupe. Ți-ar plăcea un loc de muncă în care să lucrezi singur o bună parte din timp? Da, normal. Asta fac. Crezi că reflecțiile filozofice abstracte sunt o pierdere de timp? Neapărat.
te simți mai atras de locuri cu atmosfere aglomerate și pline de viață decât de locuri liniștite și intime. Nu, când cum? Îți poți da seama de starea cuiva din prima privire, clar. Te simți adesea copleșit? Nu. Termin ce ai de făcut metodic, fără a sări peste nicio etapă. Nu. Lucrurile etichetate drept controversate stârnesc mereu curiozitatea, da. Ai renunțat la o oportunitate bună dacă ai crede că altcineva are nevoie de ea mai mult? Hell na. Hell na, eu trăiesc pentru mine, the fuck. Mi-am făcut singur oportunitățile cu mâna mea. Ai probleme cu respectarea termenelor limită? Când cum? Depinde de subiect și de chestii, dacă mă interesează așa de mult sau nu. Ai încredere că totul va fi bine pentru tine? Fuck yeah. Genul tău, bărbat. Îs logic. Adevărat. Chiar așa și sunt. Sunt un om foarte logic. Dar și stabil emoțional. 51% introvertit. 49% extravertit. Mie nu mi se pare că sunt introvertit. Numai că contează și cu cine sunt. Eu n-am nevoie de atenția oamenilor din jur. Poate de-aia mi-au părut introvertit. Știi? Și nu trebuie neapărat să-mi arăt eu personalitatea la oricine. Am privilegiu să-mi aleg cui să arăt chestia asta. 66% intuitiv. Nu, asta e cap, ești nebun că-s foarte realist. Ai zice 50-50 aici. Da, logică. Căutător. Da, sunt foarte bun la improvizare și adaptare, adevărat. Asertivi. Îți dominant chat. Neironic. Aură. Huge aura, ești nebun, 90% asertiv. Huge aura. Chiar așa, chiar ești dominant. Ai zis că îți place să stai singur, deci asta a influențat? Da. Cine mai este logic? Ia să vedem, că parcă s-a arătat, nu știi cine e logic. Einstein, Bill Gates, dar eu știu, am frate, ești nebun, că sunt așa cu Einstein, cu Isaac Newton, cu ăștia, așa, cu Lord Varys, cu ăsta, cu René Descartes, cu Elliot Page, da, da, cu ăștia, cu Neo din Matrix, da, vezi, uite, Bruce Banner, ia eu că, mă, că ăștia sunt așa cam fraier. Nu, mai ești maker un pic așa. Dacă pui vreodată gura pe bere în viața ta, ai o viață de căcat în ce mai om desperat, o să ai mșiti? Stai liniștit, brodere, te pup. Sănătate. Da. Asta e o chat. E de bine sau nu e de bine? W sau L? W sau L?